Haideți, maestre, să vedem ce spun zodiile care câștigă orice dezbatere. Păi câștigă, într-adevăr, pentru că foarte multă lume spun că astea sunt avocații diavolului. Adică poți observa chiar la locul de muncă sau la o petrecere că sunt anumite persoane care vor cu tot din adinsul să știe tot, să cunoască tot, să împărtășească și să se impună totodată, să-și impună punctul de vedere, știi? Și au neapărat nevoie ca ei să se pună pe prim plan și să-și arate potențialul. Și e bine că sunt și astfel de zodii, dar câteodată trebuie să știe să-și controleze aplombul ca să nu devină nesuferit. Că s-ar putea și eu să devin nesuferit când vorbesc prea mult. Și mai am pe cineva care îmi spune, nu poți să vorbești mai puțin. Dar acel cineva e chiar Capricornul, care e aici, prima zodie. Se spune că are un spirit competitiv extrem de dezvoltat. Deci nu e recomandat, dacă vrei să lămurești o problemă, să intri în competiție cu un Capricorn. Pentru că, în primul rând, la locul de muncă, un Capricorn va face absolut tot ce e posibil pentru a avea o carieră de succes. A fi stimat, a fi pus la loc de cinste, apreciat și în momentul când e apreciat la justa lui valoare, nu de 100% din capacitatea muncii, de 200%. Adică se calapodează acolo pe muncă și vrea să demonstreze că nu mai e nimeni ca el. Pe o parte e bine pentru cel care l-a pus la muncă și dă de lucru, dar pe o parte e rău pentru ceilalți, pentru că el, dorind să fie un exemplu de elocvent pentru ceilalți, nu face decât să-și facă dușmani. Pentru că ceilalți vor fi priviți prin comparație. El de ce poate și tu nu poți? Și întotdeauna de aici vor apărea discuții, știi? El nu se prea pierde în detalii, nu se teme de orele suplimentare și are o capacitate de învățare care va surprinde foarte multă lume. Astfel spus, Capricornul se află în top zodii predispuse la o carieră foarte bună în avocatură. Știu să, când încep să analizeze, au și spirit de contradicție, știi? Și dacă vine, să spunem, că avocatul părții adverse să-l contracareze, știe imediat cum să-l tamponeze, e pregătit, are resurse în permanență. El nu vorbește din auzite, e omul care, am mai spus eu de multe ori, nu crede până nu vede. Și în momentul când știe și a văzut, atunci are certitudinea că nu poate fi păcălit. Deci nu din auzite. Dar mai e o zodie care urmează și e meticuloasă, organizată, foarte organizată și asta e Fecioara. E a doua zodie de pământ. Trăsăturile care o fac, potrivită pentru profesia asta de avocat, este că, în primul rând, are multă disciplină și un caracter extrem de puternic. Are o memorie foarte bună și, practic, are standarde ridicate. E perfecționistă și niciodată nu se mulțumește cu jumătăți de măsură. Adică, parafrazând primul subiect, nu merge la o masă să plătească jumate-jumate. Ori invită ea și e masa asigurată plătită, ori dacă nu, trebuie să ai bani în buzunar ca să poți să o inviți. Mai mult decât atât, prezintă și o latură ușor sensibilă. Deci un avocat care știe să pătrundă la omul pe care îl reprezintă persoana respectivă, să-i afle toate dedesubturile, să le poată folosi într-un eventual proces. Fecioara reprezintă o zodie potrivită să lucreze cu publicul, cu oamenii și să-i ajute să depășească situații cu adevărat complicate. Afară de avocatură, poate să meargă și în alte domenii, deci pregătire, tot ce înseamnă, să faci niște cursuri de genul, ai să ajutăm, dar cum ajutăm? Sub ce mod, ca să nu deranjăm, să n-ave cineva să aibă impresia că noi venim să-i facem ordine în viața lui, înțelegi? Sunt acei oameni care știu cum să vină exact la lucru.
obiectul potrivit. Și am ajuns și la zodia mea, la balanță, care nu e niciodată nici de cum o coincidență că noi reprezentăm cântarul justiției. Pentru că noi ne aflăm în topul zodiilor predispuse la o carieră în avocatură. Și câte ureche le-am luat eu că interveneam pentru cei când eram în școală. Și mai ne trezeam că toți ne trezim până în clasa 7-8 vorbind în oră, luându-i apărarea colegului sau colegii, puneam spatele pentru ei și mai spunea: măi, vă rog, Chevici, tu ești bun de avocat. Uite, nu m-am făcut avocat că am auzit că nu se plătește bine, se plătește foarte bine. Și dacă ai lângă tine încă o zodie pe același catapult, două pietre tari, ce facem cu banii? Îi cheltuim jumate, corect, jumate? Da? Balanța adoră dezbaterile și se poate adapta foarte bine, indiferent de contextul discuției, conjunctura lucrurilor respective. Deci cântărește foarte bine, e diplomată, e corectă și vine cu dovezi analizând lucrurile din jur. Și venim la o zodie puternică, care și asta e destul de puternică, Scorpionul. Și spune că intuiția este cea mai importantă calitate a Scorpionului. El își trăiește viața în funcție de aceasta și ajunge să atingă succesul în cariera sa datorită acestei calități, capacități, intuiția care e de excepție, că toți suntem intuitivi, dar el ne lasă, ne pierde pe drum. Cunoaște foarte bine oamenii, dar și adevăratele lor intenții și are tendința de a citi printre rânduri și de a detecta imediat o minciună. Am mai vorbit noi că Scorpionul ți-l faci prieten dacă nu minți, dacă nu vii cu minciuni, vrei să obții ceva de la el, trebuie să fii corect, cinstit, să-i spui: vreau și eu asta de la tine. Dar dacă vii cu o minciună că ți-a murit pisica și între timp trebuia să se mărite soacră-ta a treia oară și tu ai nevoie de bani, te lasă și pleacă, nu discută prea mult. Așa cum spunea, zice că are tendința de a citi printre rânduri și de a detecta imediat orice ce înseamnă neadevăr. Și nu se teme niciodată să se murdărească pe mâini și ar face orice pentru a-și apăra clienții. A nu se murdări pe mâini, să nu înțelegeți că se bagă și în lucruri murdare. Că nu-i plac lucrurile murdare. A te murdări pe mâini înseamnă a munci din greu. Ca să construiești o casă, mai trebuie să bagi și mâna în ceva neplăcut câteodată. Da? Asta da. Este. Iar calitățile acestea îl fac să devină un avocat cu adevărat formidabil. Dar am văzut o judecătoare Scorpion. Mi-am dat seama după trăsături. Am făcut noi odată, cum recunoști o zodie, numai văzând persoana. Au niște trăsături. Un pic ești din comun și n-ai cum să te... N-ai cum să dai rabat. Dar de o corectitudine și de o cinste, chiar dacă partea adversă, eu am fost undeva să susțin un adevăr pentru un necăjit, un amărât. Și ăsta a venit cu 10 martori mincinoși. I-a făcut sândări. Nici nu i-a lăsat să vorbească pe toți. Zice, ați ascultat o bandă, ați înregistrat-o cu papagalii și acum vă rog să mi-o spuneți de la coadă la cap. Și ăștia au rămas, că n-a înțeles cum de la coadă. Spuneți invers. Am făcut ceva urât. Zi, urât am ceva făcut. Și au dat-o din gard, din gard. Bă, cu ciocanul mas, achitat, mergi tinere că n-ai nicio culpă. Și pe ăștia le-a făcut, cum se numește, pentru mărturie falsă. Da, se face dosar penal. Da, eu nu m-am așteptat la așa ceva. Ba da, cum să? Adică e foarte dură. Eu am zis că poate a fost o răzbunare că a încercat să o mintă. Înțelegi? Nu, da, se face. Dacă mi-am dat seama că le-a făcut și hârtiuță... Asta este, foarte bine să învețe. Deci, cu alte cuvinte, nu încercați voi să câștigați un război cu o balanță, cu un capricorn, cu un scorpion sau cu o fecioară. Pentru că vom găsi în permanență argumente, adică un război. Nu aveți câștig de cauză dacă nu sunteți bine pregătiți în fața noastră. Să reținem acest lucru.